Hai salut, eu săracu și bine v-am regăsit la un episod din Free Fire, astăzi cu reacția la noul Battle Pass și câteva momente memorabile din rumurile de 4v4 de pe ultimul live de Petrovo. Cei care încă nu mi-ați dat follow Petrovo, aveți link în descriere, sunt live acolo aproape în fiecare zi, dar doar joia avem Free Fire. Nu uitați de follow și vizionare plăcută! E decent? Hai mă să vedem! Hai să vedem care e faza cu noul Battle Pass. Un cinematic te rog? Orice fel? Ăsta e costumul pe băiat, gen. Ok, tare. Tare. Bă, tare. Tare, tare. Porno nu e porno. Puțin. Poate puțin. Toate sunt așa, că man. Pă bune, pă bune. Sânge unde? Lasă că nu trebuie, că e doar 16 plus, nu-i... Bă, ce-i chestia asta? Ce-i chestia asta? Ce vrea să însemne chestia aia? Mă rog, hai să vedem, hai să vedem care e faza cu Battle Pass-ul, fraților. Bun, se numește... Titer of Torment. Cred că așa se citește, nu știu, Titer, că e teatru, gen, mă rog. Hai să vedem care e faza, fraților. Hai să vedem care e faza. Schimb pe motoretă. Ba, arată tare rău. Arată tare rău. Nu știu. Ba da, aici e cu genare inimioară de la zi. De la cărți de joc, Joker, chestii, un Joker aici. Culorile sunt ok. Bă, nu e rău, știi? Adică respectă o tematică, nu-mi place. Pe plasma gun. Bă, dacă ar da și statistici skinurile de la Battle Pass, chiar ar fi ceva. Dar în momentul ăla cred că ar trebui să coste Battle Pass-ul mai mult, știi? Și n-ar mai fi așa de gen skinurile care dau și statistici, n-ar mai fi așa de rare și așa de importante. Wow. Nu. Nu-mi place. De obicei prima bluză îmi place mult și cam definește tematica Battle Pass-ului, știi? Mereu prima bluză din Battle Pass definește tematica Battle Pass-ului, dar cred că data asta nu prea e... nu prea îmi place. Asta pe băiat e okiuță, nu-mi place că toate sunt cusute aici, știi? Gen, le face să pară bine, asta e și ideea, știi? Să pară cumva peticite, știi? Cum ați văzut și la asta de aici, are un petic aici în formă de inimioară. Da, nu prea îmi place, până aici mă cam lasă rece, un avatar, costumul pe fată. Bă, îmi plac astea, îmi plac chestiile astea de aici, bilele alea de foc. Îmi place topul, adică ăsta. Asta e cât de cât ok, nu-mi place dantela asta de aici. Bă, și pantalonii ăștia sunt oribili. Bine, pantaloni. Ce-or fi ei fața asta de masă? Zici că e kilt de la frate, de kilt de scoțian, mă. Zici că e kilt de scoțian pe femeie. Chestia asta e groaznică. E groaznică, nu-mi place cum atârnă chestiile și cum are două cuțite înfipte în cap. Înțeleg tematica? Da, e ok. Masca nu era. Bă, masca e cea mai mișto. Masca chiar e cea mai mișto. Masca chiar, asta e ce? Păi și asta? Face paint, există și face paint în jocul ăsta, există și mască. Gen, există mască și poți să pui face paint. De când asta? Asta e nouă. Bine, presupun că e de o grămadă de timp, doar că nu știu eu. Dar oricum, tare, bă, nu-mi place, nu, e groaznic, părerea mea. Singura chestie care îmi place la, v-am zis, e masca. Masca arată cât de cât decent. Și astea două, chestiile astea două, dar sunt atașate de kiltul ăsta de scoțian, așa că nu. Astea sunt, cobra token, let's go, astea da, astea sunt importante pentru că am cobra și aș vrea să o, bine, până o să-i fac eu upgrade o să mai dureze, nu prea mă grăbesc. Uite, dacă ajung la tier 85 pot să primesc o de asta și pot să primesc maxim, pot să primesc orice, pot să primesc și de astea de, pot să primesc și shark tut. La toate aparent poți să primești așa, am înțeles. Sau presupun că primești doar ce ai. Ar fi mai logic așa, dar mă cam îndoiesc că e așa, sincer. Un tricou, what? Ăsta e tare, e creepy pentru că ar trebui să fie gen cam asta, ar trebui să fie tematica. Presupun că e legată cumva de Halloween, știi? Și presupun că e legată de, cum îl chema pe clovnul ăla, It sau ceva de genul. Mă rog, clovn creepy, știi? Cam asta ar trebui să fie tematica. Clovn circ creepy. Ok, bă, e tare ideea, aș vrea așa ceva, dar nu cred că aș folosi-o. N-aș folosi-o decât dacă folosesc costumul pe fată sau costumul pe băiat din Battle Pass-ul ăsta, că cu altceva nu prea se potrivește, dar e mișto ideea. E mișto, e practic o oglindă cu, mă rog, e mișto.
E mișto, îmi place că sunt din ce în ce mai detaliate. Și exact cum am spus și înainte să dăm click pe Battle Pass să vedem despre ce e vorba, v-am zis că deși s-ar putea ca tematica să fie mai slabă decât de obicei, măcar să fie mai avansat din punct de vedere grafic. Chestia asta nu e tocmai mai avansată decât, pentru că ăsta a fost trendul, știi? Deși Battle Pass-urile n-au fost de fiecare dată unul mai bun decât celălalt, din punct de vedere al graficii și al complexității grafice, ca să zic așa, a fost mai complex, pentru că sunt mâinile astea care acum, nu știu, și aici pe Battle Pass-uri nu exista atât, nu erau atâtea poligoane, ca să zic așa, încât să știi, un obiect nu era construit din atât de multe bucăți. Ca să nu vorbim de poligoane. Bun, grenade, what? Vreau să văd, dar nu pot să văd. Nu pot să văd animația fără să nu, că aici pornește trailerul. Mă rog, asta e o grenadă. Bă, de ce nu putea să fie ăsta un skin pe mină? De ce nu a putut să fie un skin pe landmine? De ce nu avem skinuri pe landmine? Până în punctul ăsta, șobolan, mersi foarte mult de rose. De ce nu avem skinuri pe landmine? Până în ziua de astăzi. Ăsta e mișto că se potrivește cu tricoul ăla și tricoul ăla din nou îmi place foarte mult. Ăsta e loot, what the fuck? Bă, presupun că trebuia să fie disturbing. Presupun că trebuia să fie disturbing. Ba, au nimerit-o. Chiar au nimerit-o pe asta. E disturbing, e extrem de foarte disturbing, e creepy rău. E creepy rău și e și un clown. Da, îmi place ăsta. Îmi place, nu l-aș folosi niciodată, dar îmi place. Îmi place, arată bine, e disturbing. Mă deranjează, pur și simplu, felul în care arată. Ok, și avem, încă 5 de astea, let's go. Let's go, deci poți să faci din Battle Pass-uri, poți să faci rost de destul de multe de astea încât să-ți upgradezi. Și asta? Am uitat, bă, din nou, Battle Pass-urile sunt cele, cred că asta spun la fiecare Battle Pass, aproape la fiecare Battle Pass. Backpack-urile sunt cele mai geniale chestii din tot jocul ăsta, pe bune. Ok, ăsta e al doilea. Mamă, ce lumânare. Asta de aici. Bă, e cumva. A, și e cutia aia în care intră gen... Backpack-uri. E cutia aia în care intră gen asistenta magicianului, știi? Și magicianul bagă săbii prin ea. Și gen, tipa nu pățește nimic. Hai că știți, ați fost la circ. Cu siguranță ați fost la circ și ați văzut chestii de genul. Și aici vreau să văd ce intră aici. Bagi două săbii și nu, știi? Și nu-ți iese ferse niște de acolo. Bă, dar îmi place ăsta. Îmi place mult ăsta. E tare rău. Ok, și avem și backpack-ul ăsta care e free pentru toată lumea. Și nu e rău, asta n-au fost niciodată rele, sincer să fiu, mai ales pentru că sunt moca, știi, adică le evaluez altfel, pur și simplu. Având în vedere că e ceva ce poate să obțină toată lumea, am altfel de standarde, pur și simplu. Și costumul final pe băiat, fraților. Bă, îmi place bluza, what? E tare. Adică nu știu, dacă stau să compar cu aia pe fată, da, e tare. What the fuck? Uite, e un ochi. Băi, disturbing rău, da. They nailed it. Nu-mi place Battle Pass-ul. Da, e bună tematica și e bună și execuția. Ok, n-am ce să comentez. Arată șobolan, bă, arată disturbing, arată groaznic. Arată groaznic și asta e și ideea, știi? Să arate groaznic de bine. Gen. Îmi place cum e peticit aici, știi? I s-au rupt pantalonii fix în... da. Mamă, bă, e mișto rău, din nou e complex. Asta e cel mai important, faptul că e complex, că e compus din mai multe. Uite, e chestia asta pe piept, e mustața, dar vreau să le văd pe bucăți, ok? Mai întâi bluză. Bă, bluza aici mai tare. Bluza chiar e tare, îmi plac și chestiile astea, îmi place semnul ăsta cu soarele și ăsta cu luna. Aici pe spate e ceva o... Hai, dă-mi facem, no? Nota 6.99, bă, merge și un pic mai mult. Pe bune, chiar e realizat foarte bine. Nu e... Aici nu pot să mă plâng de prea multe. Nu-mi place tematica, dar îmi place execuția, știi? Adică nu-mi place ce ideea lor. Dar ideea pe care au avut-o ei a fost foarte bine pusă în practică, așa că... Bă, și pantalonii ăștia sunt cât de cât ok, știi, o șosetă așa că e clown. Ia masca. Bă, e ce trebuie. E ce trebuie, 8.5, nici chiar. 7.74, undeva pe acolo, 7.45... 7.50 nu i-aș da, sincer. 7.50 nu i-aș da, un 7.45, 7.74, 7.11, bă, un 7.45 i-aș da. Îmi place și ochiul ăsta care atârnă aici, bă, e tare. Și e negru peste tot în afară de unde vine masca. Aha, înțeleg oarecum. Dar de ce au trebuit să, mă rog, ei știu. Ei știu și,
Deci ai asta, care e tare, e tare by the way. Ai asta pe sub asta. Notă finală 7.45. Păi, nu știu ce să zic. Zici că e casa de papel V2. Bă, nu mai amintesc. De ce nu mai amintesc eu Battle Pass-ul cu casa de papel? E cumva vreun Battle Pass la care n-am făcut first reaction sau ceva? Sau l-am făcut și a fost atât de mult încât am uitat? Păi, fraților, ia ziceți, hai să dăm o notă Battle Pass-ului. Rămâne așa? Rămâne un 7.45? Cam așa e, da. Cam așa, e clar peste 7. E destul. E puțin sub 7.50 și aș da un 7.30, un 7.35 mai degrabă decât un 7.45, parcă e prea mult 7.45. Știu la ce am dat 7.50 și nu e de 7.50 și e cu puțin mai mult sub, știi? 7.35, nu mă, rămâne 7.35. Nota mea finală, fraților, 7.35 pentru Battle Pass-ul ăsta. Nu-mi place tematica, îmi plac cât de cât culorile, sunt foarte bine combinate culorile și e foarte bine executată ideea lor de de circ de ăsta bântuit, circ creepy, e foarte bine executată, ok? Chiar e foarte, foarte bine executată, așa că rămâne, e o notă solidă, fraților, să știți că e o notă foarte solidă, 7.35, 7.35, ok? E căcat Elite Pass-ul Andrei, fiecare cu preferințele lui, știi, poate unora le place tematica asta, I don't know, nu poate să fie așa de harsh. E nașpa să fie așa de harsh, știi, și să zici, e de căcat, pentru că nu-ți place ție, știi? Bun, fraților, cam asta a fost și cu noul Battle Pass. Nu este cel mai bun Battle Pass de până acum, dar cu siguranță nu este cel mai rău. Așa că eu zic că nota 7.50, aproape 7.50, îi se potrivește perfect. Într-o altă ordine de idei, vreau să vă reamintesc tuturor, fraților, că sunt live în fiecare joi cu Free Fire pe Trovo. Ok, cei care încă nu mi-ați dat follow pe Trovo, să știți că ratați o grămadă de live-uri, sunt live acolo aproape în fiecare zi, doar că doar joia jucăm Free Fire, ok? În orice altă zi joc orice alt joc și altă chestie, fraților, în general joia joc alături de Sebi și Dante, da, pe live-uri. Joia trecută, pe live-ul trecut, nu au putut veni nici Sebi, nici Dante, așa că am zis, bă, hai să schimb puțin formatul live-urilor, pentru că nu pot să mai dau așa reg cu squad-ul meu, nu pot să mai fac chestiile pe care le făceam cu squad-ul meu, așa că am zis, hai să dăm niște 4v4 cu abonați, ok? Și interacțiunea dintre mine și abonați mi-a plăcut foarte, foarte mult. M-am gândit ca chestia asta cu rumuri de 4v4 să rămână pe fiecare live, ok? Deci de acum înainte, pe fiecare live de Free Fire, joia, pe Trovo, la final de live vom face, nu știu, un room, hai să facem minim două rumuri, ok? Minim două rumuri de 4v4 cu persoanele de pe chat, ok? Cred că voi accepta 3 persoane de pe chat la mine în echipă și 4 persoane de pe chat în echipa adversă. Și dacă se întâmplă chestii destul de spectaculoase în meciurile alea, aveți șansa să apăreți în următorul video de Free Fire, ok? O să vă las în continuare cu faze de mișto de la 4v4 de pe ultimul live și da, nu uitați de butonașul de like înainte să plecați și numai bine. N-am și eu un emote de la OG, de nu l-are nimeni, era cu tronul, cred că. Nu, dar asta mai dat o dată. Hai mă, amigo, mă. Puteam să-ți dau cap, dar m-ai panicat un pic, că ai început să tragi de vreme, știi ce zic? GG. Bă, hai mă să-mi iau, nu mai trebuie M4-a, pe bune, vreau și eu să-mi iau, vreau cu sniperul. Am zis că joc cu sniperul. V-ați lăsat AUG-ul, v-ați lăsat M4 acolo, dacă vreți. Mamă, și iau sniper. Nu e bine să avem toți sniper. 3 snipere. Ok. 4 cumva? Nu, 3. Ne-am oprit la 3 aparent. Which is pretty good. Măcar i-am consumat un medikit, la ăsta l-am omorât. Bine, l-am omorât, l-am pus în cur. L-am omorât acum, nu-l mai omorăm. Ciș. Ultimul rămas.
Și dacă le iau cu sniperul? Că pot. What? Bă, de unde dau mă ăștia? De sus? Nu cred că de sus. Nu cred că dau de sus. Nu? Băieții mei sunt sus, nu e nimeni acolo. Sau? Nu vine nimeni să-l salveze pe amicul? Nu par. E în glual. El este în glual. Double kill. Ce mă? Holy fucking shit. Știi ce? Știi ce? Yo, ce-a fost asta? Yo, ce-a fost asta? Holy shit, de fuck. Mai aștept să vină unul pe acolo. Uite-l. Fuck. Cum l-am ratat? Cum de nu a fost cap? Bă, cum arăta viață? I-am dat de două ori 100... Așa, da bandaj, mă. What? L-am pus în curs sau nu? Da, l-am pus. Sau nu? Nice. Bă, bă, bă. Mouse-ul, așa. De fapt, emulatorul, nu mouse-ul. Wukong? Auli. Păi și ce o să faci, prietene? Că o să trebuiască să sari, știi ce zic? Nu, nu o să trebuiască. Oh, shit. Ba, da. Gâgă. Sâș. Sâș. Opa. Am zis sâș. Ce nu înțelegi din sâș? Sâș. Vezi? Dacă nu ești cu minte. No, 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 no. Sunt singur? Nu, nu, nu sunt singur. Unde-s cu echipierii? Unde-s cu echipierii? Unde-s cu echipierii? Holy. Ah! Bă, și știam că e acolo, frate. Știam că e acolo. Au. Chua, așa. Așa, așa, cum așa, 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 așa. Fuck. Bă, da și eu. Ba, ce? Nu, no, mamă, era de-al meu. Tș, hai că i-am dat. E low, low de tot. Tș, gâgâ, mă. Hopa. Hopa, ce s-a întâmplat? Hopa, hopa. Ce deștept e să mor. Ăsta e altul, nu? Nu știu. O, oh, ce-ai făcut? O, oh, opa. Păi da, te pârâi. Te pârâi, fiți atenți că îl pârâi când iese. Îl pârâi când iese. Te-am pârâit. GG, mă. GG, GG, GG. GG, GG, GG.